Un pescador turcesc surprins la braconaj a fost reținut după o urmărire de 15 ore. La bordul navei, polițiștii de la Garda de Coastă Română au descoperit aproximativ 800 de kilograme de calcan. În timpul unei misiuni de supraveghere, Garda de Coastă Română a observat o embarcațiune suspectă care pescuia în apele României. Embarcațiunea sub pavilion Turcia a fost somată de către polițiștii de frontieră, dar în loc să oprească nava, a mărit viteza de deplasare. Garda de Coastă a pornit în urmărirea navei care se îndrepta spre apele internaționale ale Mării Negre. Nava, la bordul căreia se aflau 7 membri, a fost oprită după 15 ore de către polițiștii români cu ajutorul autorităților turce. În urma controlului, polițiștii nu au găsit la bordul pescadorului jurnalul de bord sau licență de pescuit. Polițiștii au descoperit aproximativ 700-800 de kilograme de calcan proaspăt și 150 de plase de pescuit tip setcă, cu o lungime de aproximativ 9.000 de metri. Garda de Coastă turcă a preluat embarcațiunea și echipajul împreună cu cantitatea de pește și uneltele de pescuit. Autoritățile române continuă cercetările cu privire la cele constatate.